Weekend de vară în România, termometrele au indicat 32 de grade Celsius în unele zone. Temperaturile sunt cu până la 17 grade mai mari față de media pentru această perioadă. În București au fost 27 de grade Celsius, parcurile au fost pline, mulți au ieșit să facă mișcare în aer liber. Unii au căutat soarele, alții umbra copacilor. Copiii s-au urcat în leagăne, s-au plimbat cu bicicleta și s-au jucat cu baloane de săpun. Biciclete, baloane și ne bucurăm de iarbă. Era dor de temperaturi ridicate, de căldură? Nu așa de ridicate, dar de căldură, da. Mă plimb cu bicicleta. Și vremea cum este? Destul de cald. Bicicleta, da, facem sport, ne simțim bine. E o vreme de vară aproape. Alerg și cu fiica mea și cu fiul meu. Pentru răcoare, pietonii se opreau la terase. Am fost la Palatul Parlamentului și e foarte cald. O să stăm la o terasă și să bem ceva rece, să ne răcorim și să ne bucurăm de vremea asta frumoasă în București. Pe litoral, la fel, a fost o zi perfectă pentru o plimbare pe plajă. Cum vi se pare vremea? Foarte frumoasă. Temperaturile sunt peste 20 de grade. E super ok. Ați încercat apa? Nu. De ce ați ales o plimbare pe plajă? Că stau aici, doi pași. Și în Hunedoara, natura a făcut spectacol. Peisajul din parcul dendrologic, unde sunt peste 200 de specii de arbori, i-a încântat pe vizitatori. Foarte frumos, la începutul exploziei. Plăcut, frumos, devenit. Ceva de vis. Ce am văzut aici, nu-ți vine să crezi. Super, oricum aici fac mulți copii fotografiile și cred că e o zonă foarte bună și de vizitat. Avem una dintre cele mai bogate înflorire a magnoliilor din ultimii 10 ani. Extraordinar de multe tipuri de magnolii. Florile lor, de la o culoare albă pură până la un violet. Temperaturi neobișnuite de ridicate pentru această perioadă au fost înregistrate și la munte. Pe unele pârtii se mai poate schia, dar nu pentru mult timp. Pârtile chiar ca lumea mă dau, super, este schiatul de primăvară, chiar merită la noi în țară. E super, zăpada e ca untul, e super cald afară, foarte frumos, foarte plăcut. Datele meteorologice arată că acesta a fost cel mai cald sfârșit de martie din ultimii 77 de ani în România, iar temperaturile sunt cu 15-17 grade Celsius mai mari decât cele normale pentru această perioadă.